Ce facem după ce ne vaccinăm? Mai purtăm mască? Respectăm regulile de distanțare socială? Răspunsul este da. Vaccinarea, așa cum spuneam, contribuie la consolidarea unei imunități active la nivelul populației vaccinate. Dar această consolidare a imunității active are nevoie de timp și este dependentă de procentul de vaccinare la nivel populațional. Cu alte cuvinte, până la atingerea acestui minim de acoperire vaccinală la nivelul populației, trebuie să respectăm în continuare măsurile de distanțare socială și să purtăm masca. Pentru că persoanele vaccinate pot fi contaminate cu virusul, pot chiar suferi o infecție ușoară, chiar asimptomatică, dar totuși pot să transmită virusul persoanelor sensibile care încă nu și-au consolidat imunitatea sau care încă nu au fost vaccinate. Cu alte cuvinte, este nevoie de respectarea celorlalte măsuri de prevenție pentru a garanta eficiența vaccinării.